Am mai făcut eu păcat din postul mare, dar mă tem ca să mai fac încă unul. Oho, la ce vă gândiți? Păi, mă gândeam eu să nu sesizez cazul dat. Deci problema cu astea social de la Cahul, apropo, și eu îmi place să rezolv probleme, drept că le rezolv fără fluier, am telefonul și apoi sun acolo unde trebuiește. Ideea care e că acum cu majorarea cuantumului pentru transport la pensionari și au mai intervenit careva modificări la locații. Deci cetățenii nu prea cunosc, n-au cum să le ridice toate alocațiile astea. La poștă, oficiul de poștă vreo 2 zile nu lucra programa și fiind pe la primărie, asistența socială pur și simplu m-a întrebat dacă eu am vreo cunoștință sau cunosc vreo număr de telefon de la Cahul care să rezolve problema. Imediat, chiar din biroul asistenței sociale din Horia Chelena, am luat contact cu domnul director de la Cahul, la Poșta Moldovei, respectiv cu doamna superioară, sub care super viz... Care se deci, ocupă de satul care... Burlacu. Poftim? Care se ocupă de satul Burlacu, da? Îndeopște de oficiile de poștă. Știți, Am s-a înțeles. rezolvat problema foarte leger. Repejor s-a rezolvat și deci cetățenii puteau merge să ridice alocațiile pentru transport. Deci, odată la 3 luni, se alocă careva sport bănesc. Și ideea care, de mult timp, adică poate de vreo 2 luni, asistența socială din satul Burlacu, asistenta socială, nu are aparat de telefon, adică aparat cel cu roată sau fie cu butoane. Asistenții sociali sunt nu sunt angajații primării administratorilor publice locale, dar a direcției asistenței sociale raionale. Ei în primării doar au birou și primăria este obligată să le aducă firul și număr de telefon. În rest, aparatul însă și apar dispozitivul de pe care se poate suna, îl asigură direcția asistența socială. Deci, atât, tocmai astăzi eu, luând legătură cu doamna Lilia Moraru, care are un birou ca o împărăteasă acolo la Cahul, și ca să ajungi la dânsa să vorbești asta, tot trebuie ca la împărat să suni. Telefoanele toate de la asistența socială, deja asta a fost a doua tentativă ca eu să pot să vorbesc cu dânsa. Prima dată am sunat-o și după am constat că era în ziua când ea a promovat magazinele sociale a lui Șor din Cahul. Pentru că, din câte eu știu, ea era înainte cu Plahotniuc. Acum mă întorc la telefon. Și acum, când o văd pe doamna Moraru, Lilia, direct, șefa Direcției Asistenței Sociale Cahul, și cu bacalul Elena, care votată iarăși de la PD, ia că împărțesc tărâța prin raionul Cahul, prin magazinele astea sociale. Și deci mă întorc Ea e înapoi la angajata discuție. statului, dar face activități aproape că electorale pentru Șor acum. Așa și este. Și deci, dar involuntar, vă zic, în orice timp al zilei, poate fi și seara și ziua, mă sună bătrâniei, mă sună oamenii sat, pentru că și eu tot nu sunt atât de tânără. Mă întrebau, cum putem noi să luăm legătura cu doamna asistent social de la primărie? Ea neavând telefon aparat însăși. Deci, mai înainte ea chiar a dus de acasă un aparat și posibil din astea care chinezești o fi stricat și nu s-a procurat, nu și la urma urmei ce trebuia să cumpere. E obligată doamna respectivă de la direcția asistent socială să oferi un telefon, un aparat telefon, pentru că până la urma urmei pensionarii toți caută comunicare. Și dacă suna un pensionar, dar avem status pe coasa care este mai departe de comuna noastră, de satul Burlacu. Și la fel, ei toți sunt dornici să soluționeze o problemă prin telefon, nu numai decât ca să vină pe timp de urgență să vină la Burlacu, să deplaseze patru, nu patru, nu sunt, dar adică este un drum și ce să deplaseze. Dar la asistența socială, vă zic, pe lângă faptul că este un birou așa ca unii împărătese, toate telefoanele au monitor. Deci dacă eu sun de pe număr mobil fix, numărul se înregistrează.
Și dacă dorești, răspunde. Dacă nu, nu. Data trecută, când au fost lansate magazinele lui Șor, eu sunt la cancelar, la anticameră. Cine sunteți? Eu mă prezint că sunt. Deci, ea este într-o ședință cu colegii. Bine, mai revin. Revin peste 20 minute. E nu, e gata, e plecată. Și mă minte. Îmi spune că eu am. Ele știu toate că eu înregistrez toate discuțiile, mai ales când eu sunt în instituții publice. Și spune că ea este ieșită la Consiliul Raional. Sunt la Consiliul Raional. La Consiliul Raional, domnul Conceru și spune că nu este la noi, doamna Tamara, nu avem nicio ședință. Ce face ea, domnișoara? Pleacă și lansează autobuzele sociale a lui Șor, împreună cu Bacalul. Aveți vreo Păi dacă dovadă eu sau terminat... presupuneți sau sunt martori? Da, păi este arătat, vă trimis dumneavoastră acel video, cred că nu l-am făcut eu. Dar pe acolo apar tot felul de persoane cu măști, eu nu știu cine, despre cine e vorba. E un reportaj de pe site-ul, de pe canalul, de pe YouTube al lui Șor. La televiziunea păi da, acolo TV6 este sau cum se cheamă. Păi da, afișață, este Bacalul Elena care ea vorbește să dă spectacol acolo cu a ajuns să... Iată, asta e ajutorul Bacalul Elena, că e la noi din sat, Ardeleanu Lida. E de noi din sat. Și atât, asta e aportul ei pentru cetățeni care au votat-o. Și respectiv, o doamnă cu chica întunicată de sub mască se dă tare așa îngrijorată că astfel vor cumpăra pensionarii produse mai ieftine. Pe când ar trebui din leafa ei să fie asigurată pensia unui pensionar sau mai multor pensionari al omorarul linia. Vă zic, eu nu știu câți pensionari mai sunt în Cahul, dar câți pensionari ca anticamera are angajat, adjunct are și apoi încă alți adică subalterni care, dar dumneavoastră e atât de ocupată că astăzi doamna Rotaru la subiect. La subiect că ea e tare, ea nu are timp. Dar pentru ce? Pentru ce ai timp? Dacă însă și angajat al asistenței sociale, trebuie să ai timp pentru pensionari. Că eu nu sunt nireasă acum. Dar nu numai pensionarii apelează la asistența socială, nu? Sunt și persoane nu, cu... Dar în cazul, da, dacă este... Și eu mă gândesc, de ce ei trebuie să aibă așa un birou luxos, dar un pensionar să nu poată, eu nu știu, chiar și trebuie să fie chiar de tot. Și nu are telefon măcar fix, îl pot și ăla nu are telefon, da. În timp și de ei pandemie, într-un birou oamenii luxos, luxos. Se deplasează la primărie. Dar se sesizează conducerea pe șefii ei de la Chișinău. Am sunat mai eu ales dacă mâine, poi mâine se schimbă guvernul, se schimbă ministrul. Eu, domnul Oleg, eu am sunat însă și președintele Consiliului Raional, că acolo e pandemie, sunt vreo 300 la COVID și chiar acolo nu pot, dar telefonic îi pot contacta. L-am sunat cu domnul Calmâc, vice, atunci când s-au dus ele, când a plecat și a lansat în ziua, săptămâna trecută, când au lansat autobusele lui Șor, l-am pus la curent și pe dumnealui. M-au asigurat că vor fi, poate acum, sau astăzi doamna Moraru Lilea, șef direcției asistenței sociale, spune că n-au știut. Păi cum, dacă respectiv doamna asistent social de la noi din Burlacu, iarăși din banii ei pe mobil, sună, apelează. S-a învățat așa să le dăi toate cele pe foiță. Da, și în sat am înțeles că aveți autorizat microbuz de... La Rioc, din Ușor. Nu. Deci, noi am avut la ședința, am avut cu ședința Consiliului pe data de 17 sau 18 martie. Săptămâna trecută. 18. Da, săptămâna trecută. Și ședința au, deci a fost așa problem, așa întrebare la ordinea zilei. Cu procur un oarecare Vasile Dermenci, de la SRL Magazine Sociale Mobile cu numărul 2DX nu știu cum să fie amplasat în satul Cutari, în perioada Cutari. Of, Doamne, și acolo să vedeți, eu am fost împotrivă categoric și am solicitat ca să fie înscris cele ce am din motivul, adică motivele din care eu am refuzat să votez. În primul rând, magazinele astea n-au grup sanitar, nu corespund întrunesc toate condițiile sanitaro-epidemiologice. Dar și la urma urmei sunt produse necalitative, toată lumea știe. Și să vedeți, la vot am fost
Patru pentru, patru, aia a fost patru pentru, patru contra. Noi suntem 11 consilieri, unul a fost lipsă. Și deci, din cât eu că m-am supărat după ce n-am mai votat nicio Dar și au trecut următoarele trei. decizia cu 4 voturi de 11 Nu, consilieri? nu, 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 nu a trecut. Nu a trecut, vezi, și cineva s-a obținut. Pentru că eu m-am sustras, nici nu am n-am mai fost activă, deoarece m-am supărat, pentru că și-am refuzat chiar să votez următoarele trei întrebări care erau după întrebarea asta. Dar m-a indignat faptul că, deci, noi suntem aleși de către cetățenii noștri și noi suntem obligați să menținem și să protejăm, să protejăm prin toate mijloacele, pătrunderea virusului sau să protejăm cetățenii noștri cumva, să-i asigurăm. Să Să nu le chiar fie permitem protejate și tuturor. drepturile de consumatori, pentru că la Rio cu ce l-ai cumpărat, te-ai dus acasă, ai constatat că e defect, că e expirat, că e otrăvit, că are gândaci sau chestii, și când te întorci la Rio cu noi, unde te duci, te plângi, ceri Da. registrul de reclamații și tot așa. La Șora este duci la Israel. Sau la partid la Chișinău. Păi da, dar nu, La Chișinău Parlament cam la nu Marina este. Taubea. E, Marina Tauber au deschis un telefon acum cu sfârșitul corupție, nu știu ce, în fine. Deci eu vă zic, chiar indignat am fost și cred că asta nu e un păcat, n-are decât doamna Moraru să iasă cu replică, să-și dea părerea, pentru că așa și este. Cu birou de împărăteasă, mama ei în anul trecut a lucrat a fost angajată, este un centru la copii, pensionarul a eliberat alți pensionari, tot zilele astea am auzit. Chiar îmi pare rău. Ei mai reproșează când mă cunoaște de când lucram la învățământ. Da, de când lucram și la învățământ și acolo, adică nu fac atac la persoană. Apropo, e așa permis astăzi, eu v-am trimis dumneavoastră înregistrarea audio. Deci noi vorbim la concret despre necesitățile pensionarilor și despre imposibilitatea pensionarilor care nu au posibilitate să vorbească cu respectiva doamnă asistent social de la primăria Burlacu. Trebuia să pun pe urechi să sun și președintele Consiliului Național, și vicepreședintele, președintele Consiliului Național, și doamna Tamara, doamna Moraru are 40 de milioane de lei la asistența socială. Păi și să mă duc eu să le împărțesc și să fac cu dânsele. Și până la urmă s-o rezolva cu telefonul celălalt sau încă este... E, s-a mirat astăzi, că nu știu ce o să iei atitudine, dar după interviul nostru cred că o să iei atitudine, pentru că eu le-am zis, că vă zic, prima dată am sunat, am tăcut din gură, n-am zis nimic la Adna. Dar azi, dacă mă mai scos să câștig din sărit, hai să fac păcatul de plin.